Acum trei ani, 21 de copți au fost decapitați de teroriștii statului islamic pe țărmul Libiei. Comunitatea coptă din Egipt i-a comemorat recent pe martiri prin dedicarea unei biserici noi în numele lor cu acordul guvernului egiptean. Rex Rogers de la Set7 a ajutat la realizarea unui reportaj despre acest eveniment. O parte a acestei mărturii uimitoare este faptul că alții au putut vedea cum reacționează creștinii atunci când se incendiază biserici, când se distrug biserici, la bombardamente sau la acest eveniment de pe țărmul Libiei. Creștinii nu aruncă cu pietre, nu ucid, ci arată. Este o mărturie incredibilă a dragostei creștină. Sute de oameni din zonă au mers la dedicarea bisericii în onoarea martirilor.